întors în platoul Star Matinal. Alături de noi a venit Elena Cifci, Makeup Artistul Vedetelor. Bună dimineața și bine ai revenit la noi. Și că mai devreme, înainte de pauză, încercam să o machiez cu rușul. Da, păi, acum îmi dau seama că n-ai glumit, nu? Era o glumă atunci, dar Elena zice că da, este o tehnică acum care a revoluționat lumea Makeup Artistilor. Așa este? Este o tehnică nouă, dar mai nouă o bază de machiaj, să-i spunem așa. Mi se pare mișto că tu machiezi direct cu un singur lucru, nu mai stai să ai toată. Exact. Ne luăm în vacanță într-o sală de faduri, un ruj și l-am aplicat pe buze, l-am aplicat în obraj, l-am aplicat și pe pleoapă și ne-am pus niște gene. Ruj pe pleoapă, da. De ce crezi că... Păi și... Deci în 5 ani o să te uimești când o să vezi pe cineva că își dă cu ruj pe buze. Au apărut aceste rujuri atât de închise. Da, le aplicăm pe buze, dar putem să-l difuzăm foarte frumos și uite. Iete-te! Auzi, da, așa făcea, mă rog, așa făceau mamele, bunicile pe vremuri, se dădeau cu ruj în obrăjori. Da, se mai practică asta și acum. Păi, hai să vedem primii pași și să-mi spui unde ne putem da, merge, unde ne putem unde duce. Ne putem da cu ruj. Machiate cu ruj. Dacă e zi, am putea să folosim o nuanță mai naturală, iar dacă e o petrecere și mergem la un party mai fastos, putem să ne ducem cu un ruj la mai la parte, nu normal. La parte că e abia 9 jumate. Hai că sunt neplimbată și neieșită. Știi doar. Hai să vedem. Bine. Care îi spunem bună dimineața și modelului tău. Alege în seara asta te duci în club. Vrei, nu vrei? Am ales? Păi nu știu. Ăsta. Da, ok. Maru? Da. Bun. Ok. Pun puțin pe... Are ceva aplicat acum? Acum nu are nimic aplicat. Îi voi face... Apoi fața, da? Pentru că văd că sunteți nerăbdători să... Eu chiar sunt, încep adică... Cu ochii. Mie nu vine să cred. Deci nu cred că o dai cu gloss pe pleoape. Aplicăm pe pleoapă. Cu o pensulă plată, e foarte important. Hai să arătăm puțin la camere, Elena, ca să își dea seama și... pensula. Ok. Plată, da? Da. Bun. E important să stea cu ochii închiși. Pentru că nu e lipicios? Nu, am și un vin tot timpul de este un tot felul mat. De întrebări, că știu că rujul de obicei e lipicios. Eu, când e lipicios cu... cel cremos, dar cel mat nu e lipicios. Se usucă. Când mă pup eu cu rujul. Și difuzăm, descreștem culoarea, intensitatea rămâne la baza genuțelor. Vai de capul meu. Da, știu că de obicei se folosește... O bază, o bază sau de dai machiaj. Cu anticearcă înainte să aplici fardul? Astăzi nu, în cazul glossului rujului, nu? Astăzi baza noastră de machiaj pentru ochi va fi rujul. Vai cât de tare! E foarte simplu și pentru cele de acasă care vor să-și facă un machiaj pe repede înainte. Durează nu au foarte multe exact asta. Produse, aplică rujul, îl difuzează, avem nevoie de două pensule, una plată și una de blending. Deci avantajele care ar fi? Că ne-ar trebui doar două pensule, da? Nu da. Pusă așa cum obișnuim să facem. Nu aplicăm înainte acea bază ca la fardul obișnuit. Exact. Durează mai mult sau mai durează puțin? Durează mai mult. Mai mult, normal. Da. Chiar asta voiam să întreb. Durează mai mult machiajul? Păi mă pregăteam să zic, băieți, nu vom mai avea întârzieri. Nu vă mai aștepta nu, în fața casei, din picior. Rezistența este mai mare. Rezum, dar ca timp de... Ca și timp este redus. Da? Da. Wow! Deci o să ajung că... la timp cred peste că tot, de acum încolo, când la... merg însoțit. Și la apă cred că ar fi rezistent, da, nu? Este rezistent și la apă. E ca rujul mat de pe buze. Avem și o provocare pentru modelul nostru. Am pregătit o găleată cu apă. No. Caldă, de ba, data da. Aceasta. Se mai poartă acel iluminator, lumină, cum spunem noi, Elena? Iluminatorul da. Aplicat moderat. Moderat. Da. Putem merge, nu știu, în oraș, la o terasă, să luăm branciul, să, eu știu, la o plimbare în parc, să ne dăm cu acele iluminator. Să luăm branciul de la grădiniță? Sau este prea mult? Să ia branciul, unde l-ai lăsat? Să mergem la un branci. Unde ai lăsat branciul? De unde îl iei? Apropo, Roxana, uita. N-ai vrut să vii. Astăzi mergem. Nu, vreau să fiu serios, dacă e potrivit iluminatorul, așa, pe timpul zilei. Iluminatorul depinde unde îl aplicăm și cum îl aplicăm. De exemplu, dacă avem deja un fard foarte luminos, da. Da, nu mai aplicăm iluminator pe arcadă și nici un pic. Și în
pomeți, da, pe osul pometelui, unde îl aplicam noi în exces, da, așa cum îl mai reducem. Și mai ales dacă avem un ten mixt spre gras, îl reducem de tot. Ei, ce zău! Da. Nu renunț la el, nici eu moartă. Te-a putut de temp. Bun. Doar o singură culoare îi aplici? Sau doar o singură culoare o să-i aplic. Uite, dacă vrei, poți să-i aplic două. Hai. Da, 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 bine, da. În degrade, așa cum în degrade, da. Uite, mai pune. În premier. Putem cumpăra orice fel, orice tip de ruj, evident, fără să facem reclamă, sau trebuie să... Rujuri mate. Mate. Rujuri mate. Nu lucioase, da? Nu lucioase, pentru că... Lucioase că se lipesc ochii. Exact. Cine știe? Mi s-a întâmplat de multe ori. Tot ruj? Da, tot ruj, mai deschis. N-auzi că e doar ruj. Să mai deschisă. Facem niște jocuri de... Și în loc de fond de ten, tot ruj? Ei. Hai să sunt curioasă să văd cu ce înlocuiește, exact, Renat Cifci fondul de ten. Dar totul după o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Matinal, imediat o să comentăm cele mai proaspete știri de la Bursa Zvonurilor și o să aflați și motivul incredibil pentru care Elena Udrea a fost chemată de urgență în fața judecătorilor. Până atunci însă mergem din nou la Elena Cifci. Elena, ce mi-ai făcut până acum și ce pași urmează să faci? Nu am făcut încă nimic, am ales o paletă de farduri și o pensulă de blending și voi usca rujul de pe pleoapă. Deci trebuie să dai și cu fardă. Da, trebuie să-l uscăm, pentru că e un machiaj de seară, automat trebuie să fie destul de intens și să reziste. Aceeași culoare sau... Aceleași nuanțe, aceleași, da. Aceleași nuanțe. Rujul o să-l folosești și ca blaș? Rujul o să-l folosești și ca blaș și aceeași nuanță puțin mai deschisă o voi aplica și pe buze. Nu este prea mult, nu? Nu. Foarte tare. Bine, vreau să știu dacă o să dai în loc de tuș ruj negru. Mulțumesc frumos. O să dai tuș negru, rujul negru? Data viitoare, o să mai exersez, da. Mi s-ar părea super interesant ca în loc de tuș să folosim ruj negru, ca în loc de fard rujul, ca nu în loc rujuri de blaș. Să ai patru rujuri în geantă și ți-ai rezolvat problema. Mie mi-ar plăcea, abia aștept treaba asta ca să poată să fie și soția mea gata mai repede. Păi nu e mai repede. Elena, cam în cât timp putem executa acest machiaj noi singure acasă? În 30 de minute. Asta înseamnă la repede? Nu, am spus noi, nu tu. 35 de minute. Da, ești tu. Deci o să rog pe modelul tău să închidă puțin ochii, să ne dăm și noi seama, Doamne, cât de frumos. Deci nu mi se pare a fi nicio diferență dintre ruj și un fard normal de ploape. Se va vedea foarte frumos și când va fi aplicată culoarea, fardurile și apoi vom aplica, bineînțeles, și niște gene. Atunci machiajul va fi gata. Atunci de-abia machiajul va, exact, fi gata. Așadar, Elena Cifci realizează un machiaj cu ajutorul rujului și nu cu ajutorul fardului pentru ploape. Baftă acolo, Elena! Noi spunem, mulțumesc, bună dimineața, domnului avocat Daniel Onașcu.